Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce veți experimenta, veți trăi în această perioadă a lunii noi, da? Care se manifestă deja pentru unii sau începe să se manifeste de mâine. Să nu uităm că luna nouă este, energia de luna nouă este accentuată și de această energie a poartalei lor 8-8. 8-a, o energie foarte puternică, spirituală. O să vorbim, sper să reușesc să vorbesc despre asta și într-un alt videoclip. Însă aș vrea să vă alegeți între numărul 1, bate foarte mult soarele, numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză eventual și încercați să vă concentrați. Este vorba de voi. Acum, unii poate vor trăi începuturi de relații sentimentale, alții de proiecte în afaceri sau proiecte financiare. Vedem. Hai să vedem. Hai să vedem până la urmă, da? Hai să vedem. Să-mi pun cărțile deoparte. Pentru cei care ați ales numărul 1, cei care ați ales acest medalion. Pentru că sunt patru, cred că e o chestiune care ține de stabilitatea voastră. Sunt patru colțuri ale acestei stele. De fapt, o stea cu 4 și cu 8 este un simbol oriental mai degrabă, da? Steaua cu 8 colțuri. Dar 4 și cu 4 înseamnă 8. Pentru stabilitatea voastră trebuie să munciți foarte mult și trebuie să schimbați ceva, să transformați un fel de a vedea stabilitatea într-un alt fel. Pentru că 8 înseamnă transformare, transformați un 4, da, 4, 8 și iar 4, transformați un 4 în alt 4. Rămâne de văzut ce exact. A, interesant, uite, s-a oprit la asul de monede și turnul. Poate o separare, această trezire, da, această transformare despre care am vorbit. Vă eliberați iar un 8, ia uite, asul de cupe, vă eliberați. Eventual de un fel în care ați văzut lucrurile și mergeți într-o nouă direcție. Oricum, se pare că o nouă dragoste a apărut pentru unii, la drum, la distanță, poate online pentru alții, și această nouă dragoste vine ca un trăsnet. Și ca un trăsnet s-ar putea să vină și materializarea acestei povești. Dacă nu e vorba de poveste de dragoste, poate să fie vindecarea voastră, poate să fie un nou concept. Apropo de stabilitate, stabilitatea asta înseamnă dragoste față de sine, înseamnă protecție față de voi înșivă. Acest 8 de spade înseamnă și schimbare, pentru că înseamnă transformare, schimbare de mentalitate. Dacă vă simțiți că stați pe loc sau că nu găsiți soluții, iar ceva se întâmplă și vă vindecați de acest program mental și într-un fel sau altul această vindecare vă pregătește pentru ceva care este de bun augur, dar vine într-un mod foarte destabilizator, într-un mod trăsnet. Da. Poate să fie și trezirea voastră. Hai să vedem totuși ce apare pentru cei care au ales numărul 1. Despre ce e vorba energia generală? Despre ce e vorba? 5 de spade. Mai dăm o carte pentru acești 5 de spade, clarificăm 5 de spade pentru numărul. Am zis 4, am zis bine, da? E un conflict mental legat de noțiunea de stabilitate, de tradiție, da? Dar acesta, am vorbit la 8, da? 8 este undeva la mijloc, între 4 și 4 e acest 8 transformare. Și știți, pentru cei care ascultați tarot, știți că 8 înseamnă 8 de cupe, liberare emoțională, 8 de spade despre care am vorbit mai devreme, transformare mentală, reprogramați-vă să vedeți lucrurile altfel ca să vă găsiți stabilitatea. Dar e o altfel de stabilitate, eventual prin spiritualitate. Interesant că am vorbit de 8, tocmai, da, 4 și 4, 8, tocmai când ne pregătim pentru ziua de mâine, 8-a, 8-a, poarta leilor. Aș vrea totuși pentru energia generală să mai iau o carte. Energia generală pentru numărul 1. Da, energia generală și cum ar trebui să întâmpine această perioadă. Energia generală pentru cei care au ales numărul 1. Energia generală pentru cei care au ales numărul 1. Energia generală.
cea generală. Iar un 8, da? Bine, nu e chiar 8, am numerotat eu cărțile din seria Semnelor de Apă. Stat închiși într-o mentalitate, repet, și aceasta va crea confuzii. Poate aveți pe cineva care vă controlează și cu care aveți aceste confuzii mentale sau nu atât de mult confuzii cât conflicte mentale. Unul zice alta, altul zice alta și tot așa. Și tot așa. Unul oricum dorește să aibă controlul că sunteți voi, că e altcineva din preajma voastră, tocmai ca să își asigure aparenta stabilitate. Însă interesant că această situație este reprezentată de broasca țestoasă. E o situație în care vă avansați destul de greu, broasca țestoasă este destul de înceată. Da, puteți să aveți falsa sau vechea stabilitate, vă asigură o anduranță, să zic, pe termen lung. Dar totuși e ceva ce ar trebui schimbat, pentru că 5 înseamnă și schimbare. Hai să vedem totuși. Da, ia uite, fluturile știți bine că înseamnă transformare, fluturile reprezintă sufletul nostru. Și aici este o transformare la nivel sufletesc, psihologic, psihic. Energia pe care a trebuit să o manifeste cei care au ales numărul 1 în această situație. Deci, broasca țestoasă reprezintă situația și acum cum trebuie să primiți voi sau să abordați voi situația. Interesant. Scorpionul. Iar scorpionul reprezintă casa 8-a, știți bine. Scorpionul iar vorbește despre transformare. Interesant că aici apare semn de foc. Suntem în semn de foc acum, zodia leului. Dar are legătură 8-a, poarta leilor. Ar putea să fie, să zic, asimilat sau asociat și energiei scorpionului. Deci, voi ar trebui să abordați situația într-un mod... Da, să vă deschideți inima. Iar să vă găsiți valoarea și să vă deschideți inima. Este un nou concept, este asul de monede pe care l-am văzut. Unii poate sunteți căsătoriți, împăratul și regele de monede, calul, da? Și interesant că și oul și luna sunt aurii, vise într-un fel sau altă o situație, poate o pasiune pentru cineva sau un nou interes, poate să fie și un hobby, ceva nou. Ceva nou vă atrage atenția, vă trezește pasiunea, focul și nu doar atât și intuiția. Simțiți că puteți să faceți ceva nou într-o nouă direcție. Poate să fie și financiar, poate să fie și relațional. Hai să vedem cum, în ce sens. E acest... Am văzut asul, da? Am văzut, iar s-a oprit la turnul. E ceva neașteptat. Zero, da? Zero și cavalerul de cupe. Dragoste, 3D... O pasiune, da? Pasiune, scorpionul pe care l-am văzut aici, da? O pasiune care vă îndeamnă să riscați ceva. Dacă nu riscați, parcă nu simțiți că ați trăit dragostea, nu simțiți că v-ați vindeca sufletul eventual de niște traume, pentru că uneori trebuie să și riscăm. Hai să vedem ce veți trăi în această perioadă, numărul 1. Odată. A vrut să se arate Marea Preoteasă, e o chestie... care creează confuzii, misterioasă. Marea Preoteasă și 10 de monede. Am zis, unii sunteți căsătoriți. Apare ori o situație ciudată, ori o persoană misterioasă pentru unii, ori trezirea la creșterea voastră spirituală pentru alții și pentru asta, într-adevăr, trebuie să vă schimbați această atitudine sau să ieșiți. Vedeți cărțile că e contrast foarte mare între lumină și umbră. Oarecum. Bine, da? Hai mai amestec încă o dată. Iau-te, lumea, trebuie să schimbați lumea în care trăiți, ieșiți din vechea lume. Din vechea lume, din vechea aparentă stabilitate, din tradiții. Nu zic să nu fiți musai, să fiți anti-tradiții, dar uneori tradițiile sau atitudinea conservatoare
ne țin pe loc. Da, avansați, dar greu cu această broască țestoasă. Trebuie să arde. Știți că scorpionul arde. În ce sens? Că arde de pasiune. Poate aveți un... Nu, nu. Dacă aveți dușman cu 5 de spade, trebuie să-i tratați ca atare. Să fiți și voi vicleni, să fiți și voi. Dacă ei încearcă să vă împungă pe la spate, adoptați aceeași tactică pentru unii ca să mențineți echilibru, evident. Ia. 2 de monede. 4 de bâte, apropo de 4. 10 de bâte. 4, iar 4. 2 de 4, cum am zis, 2 de 4. 4 de monede. Justiție. Poate că unii sunteți cu marcaj puternic în semn de pământ, cum am zis mai devreme, cu regele de monede și cu împăratul. Dar apare totuși această nouă dragoste. Ia uite. Apare și balanță, în mod special, cu păunul. Balanțele sunt frumoase și se împăunează cu frumusețea lor. Balanță, semn de foc, berbec, săgetător sau leu, semne de pământ. Fecioară, taur sau capricorn. Mai degrabă fecioară și taur. Aici este. Trebuie să învățați să vă echilibrați și trebuie să faceți dreptate într-o direcție. Până acum ați fost între job și casă, unii dintre voi. Eventual, da, ați muncit. Unii dintre voi ați muncit foarte mult. 10 de bâte. Și ați ținut, ați zis voi că ați ținut la această construcție, da, împăratul, da, a zis că așa este bine. Să munciți pentru cei de acasă, să vă luați eventual și două joburi ca să-i țineți pe ei în confort, în voie bună, dar de la voie bună s-a ajuns la consum de energie. Și sunteți, o să clarific, sunteți, apare această justiție. Dar pentru că am văzut turnul, s-ar putea să fie într-un mod neașteptat dorința, trezirea. Interesant, justiția are un număr 11 și știți că 11 în noiembrie este marcat de scorpion. Probabil că unii aveți acolo planete sau un nod nord în scorpion balanță și brusc apare nevoia de echilibru, de dreptate, de înțelegerea unor lucruri care au fost până acum dezechilibrate, pentru că aici apare echilibru 4 și aici 10, da? Consum de energie, un dezechilibru, clar, o nedreptate. Ia mai domnul, ah, da, regina de cupe, ar fi următoarea carte. Vreau să iau 5, dar uite, am fost îndemnată să trag ochiul și să iau 6. Dar roata norocului, pentru unii sunteți balanțe, vedeți cărțile, da? Pentru unii dintre voi sunteți cu marcaj, nu neapărat, sau cineva e cu marcaj puternic în zodia balanței, dar și apare o întâlnire de destin, predestinată, sau trezirea voastră, dacă nu e o întâlnire, se schimbă energia brusc, într-un fel, și vă cheamă la vindecare și la echilibrare a unei situații care a fost dezechilibrată, la îndreptarea unei situații care a fost nedreaptă. Și nedrept este ca unii să se bucure de muncă, altora și alții să muncească, știți? Dar, trecând peste asta, apare și roata norocului, o întâlnire de destin. Am zis o balanță scorpion, da, cu cineva care are această putere să vă deschidă sufletul, să vă facă să simțiți altfel. Aveți multă energie, multe posibilități, nu opțiuni, vreau să zic, nici oportunități. Sunteți capabili de foarte multe, de sacrificiu, de muncă, am zis. Ține, sunteți loiali unii dintre voi, da? Am zis, dar într-un fel v-ați dezechilibrat. Poate unii, acest personaj, regina de cupe, nu contează zodia, care vă atinge sufletul, vă sensibilizează, vă face să înțelegeți, domne, că aveți emoții, nu se poate numai muncă, muncă, muncă. Că și 10 de bâte, chiar dacă reprezintă, bâte, elemente de foc, tot la muncă mă face să mă gândesc, muncă la carieră și acasă, job și casă, poate chiar și două joburi, da? Că așa ați fost crescuți, poate ați fost într-o relație karmică și acum, aici apare înțelegerea. Vreți să schimbați energia, să vă... Unii s-ar putea să vă doriți să vă rupeți de relația karmică
ca să vă atrageți dragoste necondiționată, să vă atrageți vindecare. La capătul setului, iaute, v-ați blocat singur, v-ați păcălit muncind, ați stat pe loc. Poate unii ați și călătorit, da? Ați avut un job la distanță. Da. Unii dintre voi. Și v-ați legat de alte responsabilități, de... Da, ideea este că v-ați păcălit în, în această atitudine în care v-ați blocat, să zic, abundența, v-ați blocat energia, pentru că nouă de putem înseamnă și blocaj printre altele, în sensul că, ia uite, v-ați păcălit muncind atâta și stând pe loc dintr-un anumit punct de vedere. Și totuși, nouă de bute mai înseamnă multe, printre altele, simt că este și dorința voastră de a rezista totuși, de a pune deoparte celelalte bute. Vorbim așa în termen de tarot, că asta e, la doctor vorbim în termen medical și la tarot n-am cum să vorbesc în termen medical, nici inginerești, da? Logic. În termen de tarot, da? Puneți deoparte butele acestea, din 10, renunțați la una, cel puțin la una. Da, să zicem un job sau renunțați la ceva. Ca să puteți să rezistați, să mai faceți alte lucruri. Dar aveți o tenacitate. Hai să și clarific. Clarificăm doi de monede. O dată. Doi. De trei ori. Ia uite, patru de cupe. Pe de o parte știți că pierdeți alte oportunități, jonglând atâta între job și familie sau între două joburi. Și dacă e această regină de cupe sau această pasiune, dragoste care apare, stați și vă gândiți, nu știți exact. Pentru că apare, ia uite, chakra pata, cineva vă deschide inima, sufletul, începe să simțiți altfel. Aveți multă pasiune pentru cineva, dar, repet, nu doar pasiune, sunt și emoții. Clarificăm patru de bâte. Ia uite, patru de bâte a fost clarificat de cavalerul de bâte. Și la capătul setului de cărți, regina de monede. Da. Unii dintre voi v-ați păcălit într-o situație în care este implicată mama voastră, mama copiilor, da? 9 de spade, părăteasa, 9 de monede, 7 de monede, de spade, magicianul, v-ați manipulat singuri sau au fost manipulați de cineva. Așa simt. Asta ce n-ați văzut până acum? De eu zic că acum începe să vedeți lucrurile altfel. Clarificăm și 10 de bute. Imediat o să le citesc, ca să nu le mai citesc separat. Clarificăm 10 de bute încă o dată. Uite, 3 de cupe. Clarificăm 4 de monede. Sunt multe. 4 de monede pentru numărul 1. Uite. Și încă o dată. Okay. 7 de monede. Clarificăm justiția o dată. De două ori. De trei ori. E extraordinar. Clar că sunteți semne de aer, unii dintre voi să aveți a face cu un semn de aer. Se vede oarecum. A fost clarificat de regele de spade. Care își ține secret suferința. Deși, are multe pasiune pentru cineva, de frică. E frică să nu fie rănit. E frică... Da, e frică să nu fie rănit. Clarificăm regina de cupe. Pentru că a fost rănit în trecut. Încă o dată. Sunt multe. Valetul de băte. O situație care sunteți la distanță.
V-ați întâlnit acest suflet pereche, trebuie să citesc până nu se amestecă. Acest suflet pereche a venit dintr-un alt timp, dintr-o altă dimensiune, poate din copilăria voastră, poate dintr-o zonă a orașului natal, în fine, sau din cartierul în care stați, 6 de cupe, valete de cupe. Acest personaj vă atinge sufletul și vă îndeamnă să vă descoperiți destinul, vă îndeamnă să mergeți mai departe. Eventual, unii dintre voi cu justiția, regele de spade și faetonul urmat de regina de spade, s-ar putea să vă doriți să vă separați într-o formă sau alta de relațiile karmice în care a stat. Iar apare 6 de spade și 8 de bâte, ideea de distanță, e o distanță între voi și cineva care trebuie, evident, rezolvată într-un fel sau altul. Clarificăm roata norocului pentru numărul 1. Iată, regele de cupe, extraordinar, regele, iată, valetul de cupe, regele de cupe și regina de cupe. Ia să vedem. Vedeți, dragii mei? Vedeți? Aici sunt cărțile. Cum să fac eu? Aici sunt. Deci, roata norocului a fost clarificat de regele de cupe. Sper să nu se miște. Deci, 2 de monede clarificat de 4 de cupe. Jonglerie. În ce sens jonglerie? V-am zis, v-ați implicat în prea multe până v-ați destabilizat, până ați ajuns la depresiunii dintre voi și riscați, dacă n-ați pierdut până acum niște oportunități, riscați să pierdeți și pe aceasta, care este foarte, foarte mare și este, cum să zic, șansa destinului vostru. Șansa, roata norocului, ce înseamnă șansă, noroc, da? Să vă întâlniți cu un suflet pereche, cu flacăra geamănă pentru unii, da? Dar trebuie să renunțați la o relație karmică. Patru de monede a fost clarificată de cavalerul de băte. Această pasiune, această dorință de a... energia, de fapt, pe care vă transmite fără să vrea, nu zic că e o energie transmisă void. Aura, da? Aura, vibrația acestui personaj care vine în viața voastră, vă cheamă la o nouă viață, la dorința de a explora lumea, de a simți pasiunea în cuplu, pentru că până acum unii dintre voi ați muncit pe rupte, da? Și a stat în relații karmice. 10 de bâte a fost clarificat de 3 de cupe. Această întâlnire cu sufletul pereche, da, sunt 2 suflete, am zis, da? A treia cupă este, dragii mei, poate să fie relația karmică, de care unii dintre voi trebuie să vă separați sau trebuie să rezolvați problema asta la un moment dat în timp, sau a treia cupă poate să fie relația dintre voi doi, viitoarea relație, da, sau prezenta, da? Viitoarea relație. Și asta, toată această bucurie va duce și un consum de energie. Întâlnirea cu sufletul pereche nu este confortabilă, da? Dacă până acum ați stat și ați aștepta și ați obosit în relații karmice, 7 de monede, 4 de monede, această pasiune care vă echilibrează și vă face să vedeți lucrurile altfel, am zis stabilitate, 4 de monede, cum am zis mai devreme, și mulțumesc de inspirație, și 4 de bâte. Mare diferență, da? Vă consumă, că trebuie să alegeți iar 2 de monede. Pe de o parte trebuie să alegeți, pe de o parte trebuie să renunțați la stilul acela vechi, ce oferă stabilitate. A, muncă și muncă, muncă și o familie karmică sau o relație karmică. Nu. Trăim vremuri care ne trezim spiritual și începem să înțelegem că avem nevoie și de fericire, nu? Și de relații în care putem să creștem spiritual, nu să muncim așa la jug, da? Apoi, justiția a fost clarificată de regele de spade. Aici este înțelepciunea voastră, capacitatea voastră de analiză. Trebuie să analizați cum să faceți dreptate în viața voastră, în primul rând. Ce înseamnă dreptate? E o mare nedreptate să stai într-o relație karmică, repet, în care muncești în continuu pentru ceilalți, da? Și uiți de tine. Nu. Dacă a fost frumos cândva în acea relație karmică, acum nu mai este. Este doar oboseală și plictiseală și depresie. Și la asta trebuie să se gândească unul dintre voi, în mod special cel care are marcaj pe semn de aer, în mod special balanță. Marcaj, poate să fie și nodul nord, da? Regele de spade și justiția, da?
Posibil iar să fie în discuție o separare, un avocat, chestiuni de genul ăsta. Acum, regina de cupe a fost clarificată de valetul de bâte. De această atracție față de pe care o simțiți față de acest personaj, personajul în sine este sensibil, romantic, delicat, nu este instigator printr-un fel de a fi prea, nu știu, șarmant, cuceritor, nu. Energia sa vă atrage. Și roata norocului a fost clarificată de regele de cupe. Simțiți că această regele de cupe foarte intuitiv, ca și regina de cupe, simțiți poate că între voi doi să fie, dacă e vorba de divorț sau de separare de persoana karmică, să se pună în discuție un copil pe care îl aveți, unul dintre voi, da? Însă important este ca voi să veniți împreună, da? Că aici este norocul, aici este schimbarea de energie, da? Să vă simțiți sufletul, mai ales regele de spade și justiția, da? Dacă până acum, pentru că e sub roata norocului, mai ales dacă ține de balanță, fecioară sau eu știu ce altă zodie. Cine a experimentat această întâlnire de destin cu acest personaj sensibil care vă face să vă deschideți, cum am zis, inima, oul de aur, să simțiți că sunt altele valorile după care a trebuit să vă coordonați și să vă creați regulile de viață. Și asta se gândește. Regele de spade, interesant că aici este cu spada în sus, își dorește și justiția e cu spada în sus, își dorește să comunice. Dar până la comunicare trebuie să se gândească. Cam asta este. Energia pe care trebuie să o aveți acum este scorpionul. Scorpionul, am zis, este isteț, este misterios, dar este și plin de pasiune. Mare grijă dacă nu vă manifestați această pasiune, această pasiune într-un fel sau altul se întoarce împotriva voastră, da? Mai ales dacă e vorba de energie sexuală, dacă nu manifestați față de cine aveți această pasiune, dar evident, în modul elegant, da? Și încercați să o negați, cu alte cuvinte, această energie sexuală se va întoarce împotriva voastră, pentru că scorpionul se poate otrăvi cu energia sa. Dacă aveți dușmani în relațiile karmice, iar tratați-i ca atare, ca să puteți să faceți dreptate. Eventual, dacă simțiți că ce v-am spus nu are legătură cu viața voastră sentimentală, traduceți-le din perspectivă profesională. Poate să fie un job, da, vechi, care vă consumă și să aveți oportunitatea să lucrați ceva care vă place, da, valetul de bâte e un nou proiect și regina de cupe, poate să fie un personaj mai sensibil, da, care vă oferă un proiect. Proiectul vieții voastre care vă poate transforma, vă poate schimba, vă poate duce undeva într-o nouă direcție, în care faceți lucrurile din suflet, regele și regina de cupe fac lucrurile din suflet. Dacă vă gândiți la o separare, posibil să fie nevoie și de o asistență psihologică pentru unii, că tot am văzut și psihe mai devreme. Dar pentru unii, nu pentru toată lumea. Oricum, cu regele și regina de cupe și cu roata norocului, da, și cu justiția, că o fi balanță nu are legătură musa, se echilibrează într-un fel sau altul, se face justiție divină prin apariția acestui potențial cuplu. Da? În care vă iubiți unul pe celălalt profund, simțiți voi ce e aceea dragoste profundă. Repet, nu relațiile karmice. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Cei care ați ales numărul, din păcate nu se vede foarte bine că bate soarele, e foarte puternică lumina și din cauza asta nici în umbră nu se văd cărțile chiar bine. Însă, eu sper că v-ați găsit răspunsuri la niște întrebări, dacă intuiți niște schimbări, da? Sper această etalare să fi venit cu răspunsurile de care aveți nevoie. Da?
Ok. Numărul aici este ceară. Numărul 2, Phoenix. Știți, dar clar, cine alege Phoenix își dorește să se transforme, poate că are marcaj în semnul scorpionului, poate să fie și nodul nord, într-o formă sau alta, poate să fie și nodul nord. Oricum, această poartă a leilor, această nouă lună, vă transformă viața într-un fel sau altul. Interesant, în timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate asul de băte, apropo de foc. Da? De foc. Scorpionul, chiar dacă este semn de apă, este foarte recunoscut pentru pasiunea sa. Da? De foc. O nouă pasiune apare în viața voastră la care trebuie să analizați patru de spade, pentru că simțiți că această pasiune nu e doar atracție fizică, este un suflet care vine din familia voastră sufletească. Simțiți că vă simțiți la distanță stările, simțiți că vă doriți unul pe altul, simțiți că vă analizați și vă răciți un pic, tocmai ca să vă conectați la îngeri și să înțelegeți această conexiune. Posibil amândoi ați fost răniți și trebuie să găsiți să luați această sabie a dreptății și să și cuvântați, să și rostiți ceea ce simțiți, că na, 6 de cupe nu rostește, doar simte. Da? Și nu doar ce simțiți la nivel emoțional, dar și această atracție pe care o simțiți unul față de celălalt, sau cel puțin unul mai mult decât celălalt. E o tăcere, da? E o tăcere deocamdată și unul dintre voi visează, ia uite, luna, noaptea, în mod special. Da, visează. Este și teamă, ia uite, 6 de. Nu vreau să zic 6. Luna și Marea Preoteasă. Da. Posibil să fie o distanță între voi cu 3 de bâte. Hai să și vedem, să punem cărțile. Acesta a fost un scurt mesaj, dacă are legătură cu ce urmează, vom trăi și vom vedea, sau veți trăi și vom vedea. Și veți vedea. Hai să vedem. Numărul 2. Energia generală în această perioadă. Ups, nu pica, te rog. Uf, că pe urmă e greu. Eu, trebuie să vă vindecați, trebuie să vă conectați la îngerii voștri. E o energie spirituală. Când vorbim de Phoenix și spiritualitate, clar, trebuie să vă echilibrați, să se facă dreptate. Justiția și temperanța, da? Amândouă vorbesc de răbdare, de echilibru. Energia generală pentru numărul 2. Energia generală pentru numărul 2. În această perioadă. Ia uite, Regina de Cupe, Roata Norocului, parcă ar fi continuarea de la etalarea 1. Acolo așa s-a terminat cu cele două și 8 de bâte. Iar, vorbind de Phoenix, se renașteți unii dintre voi pentru că este 8, a apărut și la voi 8 într-o formă sau alta, 8, 8, 8, 8, 8 și e 8, a opta semn de, da, 8 august, că bătele țin de foc și, da, aș putea asocia această carte lui 8-a 8-a, cu siguranță. Ceva se schimbă pe data asta, pentru mulți dintre voi. În primul rând, aveți o oportunitate, vă întâlniți cu cineva predestinat, probabil cu marcaj puternic în semne fixe. Persoana respectivă să aibă marcaj și, într-un fel sau altul, să ieșiți din elemente fixe și să mergeți către elemente cardinale, da, care vă vor aduce succes. Pentru mine, 8 de bâte aduce succes mai degrabă, mai devreme sau mai târziu, pentru că țintește în sus. Este energia generală. Și asta pentru că v-ați vindecat, pentru că încercați să vă vindecați. Vedeți cărțile? Știu că mai sunt mai în umbră, da? Că aici este Fenixul. Fenixul, cel care vrea să renască. Ați încercat și se manifestă această renaștere. Știți că nu brusc. Se manifestă în timp, apropo de timp, în timp divin. În timp divin. Probabil că veți comunica cu cineva care vă va aduce speranță, încredere. Poate vine cineva de la distanță sau voi călătoriți către cineva și se manifestă ceva, ceva. Posibil și pe casa carierei, dar se schimbă ceva. Hai să vedem. Ia uite, lumea. Începe o nouă lume. Începe o nouă lume. Interesant că după, iar apare elementul trăsnecii la voi. Deci în continuare aici apărea turnul.
o energie necontrolată sau impredictibilă. Hai să vedem energia aceasta, cum este reprezentată în acest set de cărți. Energia generală pentru numărul 2. Energia generală pentru numărul 2 în această situație. Energia generală. Energia generală pentru numărul 2. Energia generală. Pantera dă o las invers, pentru că pantera este periculoasă. Aveți clar invidioși. Dacă veți, da, dacă sunteți persoane care vindecă, care alină, da? Care transformă vieți pentru că v-ați transformat, aveți clar niște invidioși. Și în această întâlnire de destin care se va produce pentru unii dintre voi, ce simt? Această panteră a venit invers și îmi place pentru că este destul de periculoasă, am zis. Pentru unii cred că veți sălta atât de bine de sus, veți îndepărta de cei care vă dușmănii sau v-au ținut pe loc, care au bârfit, care au încercat să vă atace din umbră, pentru că a venit invers. Asta îmi place, că a venit invers. Pentru că voi undeva sunteți aici, la Regina de Cupe. Acum dăm energia pentru numărul 2, cum ar trebui, și Uliu, cum ar trebui abordată situația în această perioadă, lună 9-8-8, în special. Da, ce frumos! Am mișcat un pic camera, nu? Am mișcat-o sau nu? Cum ar trebui să abordați situația? În primul rând, ia uite, oul cosmic. Chakra 7, am zis, vă conectați la spiritualitate sau v-ați conectat deja la spiritualitate și încep să vină, ați comunicat cu cerul, cu norii, cu îngerii, că am văzut și temperanța, da? Și vine de justiția aceea, vine dreptatea. Vine dreptatea într-un fel sau altul. Creșteți oricum, creșteți clar în spiritualitate și... Pentru ceea ce vi se va oferi, că simt că este și o ofertă pentru unii, sau ce veți urmează să transformați în viața voastră, trebuie să fiți, să și munciți, iată tot element de apă, să munciți în armonie și în echilibru. Dar va fi posibil, pentru că această panteră a venit invers. Această panteră nu mai poate să atace... să vă atace sub orice altă formă veți fi în viitor sau în prezent. Înțelegeți? Interesant. Dacă vine cineva, acest personaj o să vrea să muncească, pentru că pentru mine acesta este constructorul, mai vorbit cândva de versiunea asta la o etalare, și va ține foarte mult la voi ca la un lucru foarte valoros. Ia uite, este o nouă pasiune. Pe cineva irită, dar nu ne interesează oamenii care sunt iritați. E o nouă lume care se deschide. Hai să vedem. Numește cărțile pentru numărul 2. Ce va trăi numărul 2 în această perioadă? Dori. Am văzut și pasiunea la asul de bâte. Numărul 2 în această perioadă. Iar 2, începe tot cu 2, ca și la numărul anterior. 2 de bâte, 6 de monede și aceasta a 6-a carte de apă. 6. Balanța am văzut-o mai devreme. Oh, regele de cupe, frumos, regele și regina. Posibil să vă întâlniți la drum sau să aveți o întâlnire de destin cu perechea voastră divină, regele și regina de cupe. Interesant. 5 de monede. Regina de spade. Mai dăm o carte. 3 de... Da, la distanță. Ideea este că e frumos că se termină cu 3 de bâte, pentru că asta înseamnă speranță. Trebuie să așteptați un pic, dar trebuie să așteptați, să vă analizați. Există într-adevăr niște invidioși cu care încă trebuie să vă mai luptați voi sau cine o veni, dar se va produce, dragii mei, renașterea. Judecata și 4 de bâte. Veți renaște în preajma cuiva care vi se potrivește. Capătul setului de cărți, 9 de cupe.
protejați-vă viziunile, protejați-vă creșterea spirituală, protejați-vă stările emoționale. Cineva este defensiv, într-adevăr, posibil cineva e căsătorit și e un pic mai defensiv până înțelege, de fapt, ceea ce e dragoste față de el, de ea, da? Există cineva căsătorit pe aici, prin preajmă, da? Deci, doi de bâte, trebuie să vă faceți planuri. Pentru cum să vă echilibrați viața, 6 de cupe, 6 de monede, să vă echilibrați viața financiară și cum să intrați în, dacă sunteți regina de cupe, să intrați în energia voastră masculină, emoțională, în dragoste necondiționată și în echilibru, da, trecând peste dragoste necondiționată, că poate unii deja aveți, în echilibru emoțional. Nu să căutați pământul sub picioare, ci să guvernați acest ocean, da, și să țineți oceanul în spate și să guvernați, să stați pe acest ocean, fără frică. Dacă au fost probleme financiare, se vor echilibra. Veți discuta cu cineva care vine de la drum. Veți discuta și veți găsi soluții. O să și clarific. Clar. Mai este o altă variantă. Trebuie să alegeți voi sau altcineva. Trebuie să aleagă între voi și ei. Sau voi și ceilalți. Unul dintre voi are probleme în cuplu. Regina de spade și 5 de monede, da? Și apare același, o altă persoană, regina sau regele de cupe, apare o altă persoană care, dom'le, e altfel, da? E altfel, îmi dă speranță, îmi dă echilibru, mă simt apreciată, mi-acordă atenție. Dacă eu vorbesc, mă ascultă. Sau când eu fac un gest, mi se întoarce înapoi gestul într-o formă sau alta. Există un echilibru, da? Și acest personaj, că sunteți voi sau altcineva, începe să vadă lucruri. De fapt, relațiile sunt altfel. Relațiile trebuie să se extindă, trebuie să fie victorioase, nu să stea pe loc, de frica, eu știu, de frica frigului sau că pierd bani sau că pierdeți eu știu ce. Iar seamănă un pic cu etalarea de la numărul 1, dar un pic diferite, nuanțe diferite. Reușita vine un pic mai în timp, din perspectiva numărului 2. Clarificăm 2 de bute. Pentru numărul 2, 2 de bute. Smute. Dar am văzut cavalerul de cupe. Dorința de a comunica, de a scoate la întâlnire pe cineva, iar 3 de cupe, de a vă întâlni cu prietenii. Clarificăm 2 de monede. Ah, nu monede, 2 de bâte. 2 de bâte. Clarificăm 2 de bâte, vă rog frumos. De 2 ori. De 3 ori. Ok. Turnul. Asta e. Drumul neașteptat, poate găsi și soluțiile cum să vă planificați viața și pe cine să alegeți. Da? Trebuie să alegeți. Poate această întâlnire de destin să vină într-un mod trăsnet. Vedem. Da. Trebuie să renașteți din hiperanaliză, din boală, din așteptare, din lupte. Am văzut pantera, da? A venit invers și 5 de bute. Renașteți din această atmosferă conflictuală. Clarificăm 6 de monede. Interesant ce simt. Imediat vă zic, apropo de renaștere, nu vă e frică de renaștere. Cei care ați ales Fenixul, nu vă e frică de renaștere. Nu. Nici de trăsnet nu vă e frică. Vai ce frumos, 10 de cupe. Da. E o situație misterioasă, da? Ce vine ca un mister, ca un vis și vine de la drum. Clarificăm regele de cupe odată. De 2 ori. De 3 ori. Baletul de spade. E nevoia de a comunica despre aceste emoții. Faetonul, de a merge mai departe, de a materializa toate visurile astea pe care le aveți. De a vă câștiga, iar transformare, da? Moartea, vedeți? Moartea și împăratul. De a vă câștiga echilibru, de a vă crea. Aici este împărățelul, da? De a vă planifica viața, împăratul, da?
Și faetonul, împăratul care are multe opțiuni, multe visuri de realizat și încă nu le-a realizat, aici este. Bărbat, femeie, nu contează. Vreți să fiți împărații vieții voastre sau da, să vă extindeți. Clarificăm 5 de monede. Imediat o să și citez. Încă o dată. 6 de cupe. Ha. Clarificăm, da. E o dragoste care vine. Ia uite. Regina de cupe, regele de cupe și asul de cupe cu 9. O dragoste care vine cu durări de cap. Cu griji mari. Pentru că sunteți defensivi unii dintre voi, ori voi, ori ei. Ia uite. Probabil cel cu marcaj justiția și 5 de spade. Cel cu marcaj puternic în semne de aer, că am văzut și regina de spade aici. Da? Este mai defensiv pentru că nu crede foarte mult în dragoste, nu crede în emoțiile sale, dar va trebui să le descopere. Clarificăm regina de spade. Dată. De două ori. De trei ori. 6 de spade. Trebuie să se elibereze un pic mental de tendința de a analiza, trebuie să se elibereze mental de relațiile sărăcăcioase din punct de vedere emoțional, pentru că are alt potențial. Iau, trebuie să meargă. Trebuie să meargă, să înceapă un nou capitol. 6 de spade și lumea, da? Acum înțelegeți altceva. Ce înseamnă... Oh, da, ce frumos, iau, uite. Asul de spade, împărăteasa și regina de băte. Pentru unii dintre voi care aveți marcaj, dacă nu sunteți voi, e persoana, o persoană din viața voastră, da? Personajul care are marcaj puternic, semne de aer, gemeni, balanță sau vărsător, regina de spade și 6 de spade, care posibil e la o oarecare distanță de voi și ar trebui să vină, dar ar trebui să vină cu sufletul deschis, cu speranță, da? Să lase în urmă 5 de monede, apele tulburi și să meargă către 3 de bâte, către speranță, către, da, încredere. Acest personaj trebuie să înceapă o nouă lume în care înțelege, să sperăm că a înțeles, urmează să înțeleagă asul de spade, diferența între regina de monede, soția, da, soția și împărăteasa. Împărăteasa este femeia divină. E o mare diferență. Soția, regina de monede poate să fie un suflet karmic, împărăteasa este un suflet pereche sau flacără geamănă. Oricum, personajul acesta vrea să o ia de la zero, da? Și să iasă din stagnare și din programări mentale. Da? Unii dintre voi, dacă vă întâlniți cu... S-ar putea pentru unii dintre voi acest personaj să înțeleagă, de fapt, în timp, evident, nu așa cu doar un tronchea dacă apare trăsnetul, să înțeleagă diferența între relațiile din trecut și potențialul viitor, pentru că trei de bâte înseamnă viitor, da? Și în momentul în care înțelege noțiunea de femeie divină, chiar dacă nu discută în termenii pe care îi folosim noi în tarot, ci în comunicările noastre spirituale, poate personajul n-are de habar de ce se discută în asemenea zone care țin de psihologie, spiritualitate, da? Dar intuiția vine, da? Că sunt oameni inteligenți, apare și trăsnetul și regina de spade. Vor înțelege, revin la idee, că noțiunea de femeie divină înseamnă mai mult decât o femeie de casă sau o soție tradițională sau, da? Pentru unii dintre voi, un alt mesaj simt nevoia. Veți avea de discutat niște chestiuni care vă aduc abundență, bani, da? Cu un personaj care are marcaj în semn de pământ, poate cineva berbec, interesant, berbec, capricorn, asta să vă spună ceva. Discuțiile pe care le veți avea vor veni de la drum și eventual această abundență pe care o puteți crea împreună, poate să fie și contract sau vânzări, cumpărări, să vă ajute să călătoriți sau să începeți o nouă lume. Da? Un mesaj în plus strecurat așa printre cărți. Clarificăm 3 de bâte. O dată. 2. De 3 ori. 3 de... Așa vreau. Asul de cupe. Ce frumos! Ce frumos! Și asul de spade, măi. Dar nu știu ce am simțit nevoia să inversez, de ca și când acesta este mai important. Eventual, sunteți un semn de apă, unul de aer, la distanță și amândoi sperați la această întâlnire, la această victorie, la această vindecare. Eventual să dărâmați locajele, da?
Semnul de aer este obligat într-un fel, sau cu marcaj puternic, sau persoana mai mentală este obligată într-un fel să învețe să lupte pentru a ajunge la acest soare, la asul de cupe, da? Și celălalt are capacitatea de a-l vindeca, de a hrăni, da? De a crea abundență chiar și în vârful muntelui. În fine, hai să vedem. Ia uite, magicianul. Puteți să manifestați. Cuplu divin. Extraordinar. Extraordinar ce cărți apar aici. Cuplu divin. Cuplu divin. Haideți că vă arăt. Da? Îndrăgostiții, patru de băte și magicianul. Puteți să manifestați acest cuplu divin, această întâlnire cu flacăra voastră geamănă, cu sufletul vostru pereche. Există o dragoste, dar trebuie să alegeți. Iar, am văzut aici, da? Trebuie să alegeți între vis și a manifesta această bucurie, această întâlnire cu sufletul pereche. Chiar să vă întâlniți, să vă dați o întâlnire și să manifestați, nu să stați în contemplare. Cel care trebuie să aleagă, în mod special, între relația karmică, relația care ține pe loc și cea care îi dă potențial de creștere, poate că amândoi, într-o formă sau alta, sunteți aici, inclusiv voi, că despre voi vorbesc, da? Veți primi o idee, o idee trăsnet. Sau se va întâmpla un eveniment trăsnet care vă va ajuta, eventual, vă va ajuta să luați decizia cea bună. Da? Un eveniment trăsnet. Uite ce mă bălbăi, da? Aici, revin la ce am vrut să văd, să spun mai devreme și era să uit. Stați pe o construcție, așa zis, stabilă, dar aceasta, vedeți, este într-o cetate. Interesant cum vin cărțile, da? Aici sunteți voi într-o cetate. Interesant este că apare trăsnetul. Cetatea se zdruncină, da? Buta care stă pe loc, da? Este și ea zdruncinată odată cu cetatea și intuiția vă spune că am văzut, l-am dat și Marea Preoteasă, din câte mi-aduc aminte, intuiția vă zice să căutați într-o altă direcție. Ceva se dărâmă. Ceva se schimbă într-un mod neprevăzut. Și posibil să apară cineva care să vă dăruiască niște bani și să vă aducă multă bucurie pentru unii dintre voi, să vă echilibreze financiar. Da? Dar pentru alții să apară această nouă dragoste, întâlnire de destin, la drum, da? Unul dintre voi, unul dintre voi va fi clar euforic, că sunteți voi, că sunt ei, unul dintre voi va fi euforic și va vedea, v-am zis, lucrurile într-o perspectivă ideală. Dar există potențial în această perioadă și de rezolvări financiare dacă ați avut probleme. Dacă ați avut probleme. Probabil că cine vine 5 și 6, cine vine să vă ajute din punct de vedere financiar și să vă aducă o mare bucurie, posibil să fie un prieten, o prietenă, nu musai din copilărie, din tinerețe, da? 5 de monede, de 6 de cupe. Da? Asta așa în plus. În continuare, repet, această nouă dragoste, acest nou potențial cu cineva, care eu simt că ei sunt mai degrabă euforici decât voi, ei trebuie să decidă și să-și transforme roata norocului și turnul, să-și și Phoenix-ul, clar, da? Vedeți? Să-și transforme viața ei în mod special, dar evident că și voi veți face acest lucru într-o formă sau alta. Ei trebuie să-și simtă sufletul. Voi, dacă sunteți totuși mai altfel, mai empatici, trebuie și voi să comunicați cu ei, da? Ca să-i ajutați în această transformare. Regele de cupe. Depinde unde sunteți voi, la rege sau la regină, oricum. Cine se îndrăgostește într-un mod trăsnet, va dori să comunice această dragoste. Dacă a fost o separare între voi, separarea aceasta se datorează unui alt cuplu care scârție și voi sunteți bucuria lor, cei care îi alinați. Că sunt două cupluri diferite, da? Și asta este. Înțelegeți, da? Unul trebuie să comunice. Da, uite, n-am comunicat cu tine pentru că am aceste probleme. Da?
Și pentru asta trebuie să vină înspre voi și să vină cu adevăr că regina de spade, în varianta sa superioară, este inteligentă și spune adevărul. Da? Și ce să spune? Că ar vrea să lase în spate, eu știu, problemele și să meargă către soare. Și unde e soarele dacă nu aici? Unde ar mai putea să fie dacă nu la asul de cupe și asul de spade și trei de băte, care încearcă să aibă viziune și să vadă lucrurile care vor veni la un moment dat. Vor veni. Nu zic că e talare frumoasă. Da, cu șapte de eteri și 10 de cupe, clar, unul dintre voi aveți așa o euforie vis-a-vis de această întâlnire de destin. Și în această stare, cine vă mai poate ataca? Pantera n-are nicio șansă. În momentul în care voi intrați în lumină, pantera în această carte reprezintă dușmani care stau în întuneric, în invidie, da? Au venit invers. N-au nicio șansă pentru că voi intrați într-o vibrație foarte înaltă. Uite, 10 de cupe, regele de cupe, regina de cupe, 7 de eter, chakra este deschisă. Aveți asul, da? Asul de cupe, asul de spade, 6 de întâlnirea cu sufletul pereche, da? Magicianul, flacările gemene, ce o carte, îndrăgostiții, da? Ia uite. Sunt cărți foarte frumoase, dar și de o parte și de alta mai sunt niște lucruri de rezolvat. Etalarea s-a terminat oarecum, nu în suspans, musai, într-o așteptare, dar într-o așteptare plină de speranță. Nu, da, plină de speranță. Și trebuie să așteptați să vină ei de la drum. Și cred că pentru unii regina de spade are de făcut un drum. Regina de spade, când zic, este personajul mental sau personajul guvernat în mod special de planete de aer. Guvernat, poate să fie oricine. Persoana mai mentală, mai rațională, trebuie să vină. Să vină ca să se manifeste vindecarea și comunicarea sinceră, da? Și victoria. Frumoase cărți. Vom mai vedea și la etalările pe zodii, dacă mă hotărăsc să le fac, și la etalările care or mai fi. Vedeți cum se mai completează și eventual și pe alte canale. Bănuiesc că vi se completează mesajul, dar o energie frumoasă. O energie frumoasă. Cam atât deocamdată. Da? Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Hai, acum să vorbim despre numărul 3. Cei care ați ales numărul 3 a vrut, în timp ce a amestecat cărțile, să se arate și la voi. 8 de băte la toți am avut cât un 8. Da? Cei care ați ales numărul 3, adică acest medalion cu numărul 13, poate 13 să vă spun ceva, sau pe 13 august, că e soare, se va întâmpla 8, 13, 8 și 13. Vedeți, unii dintre voi sunteți căsătoriți și comunicați cu cineva la distanță despre ceva. Poate să fie și comunicare de afaceri, poate să fie orice. Poate să comunicați cu soțul, soția voastră. Dar nu e obligatoriu. Apare o transformare, oricum 8 înseamnă transformare, da? În felul în care vedeți eventual finanțele, vedeți stabilitatea, că 4 regele de monede de obicei zodia Taurului, dar poate să fie și altă zodie, evident. Da. Eventual, după ce ați comunicat cu cineva, ați vrea să materializați această comunicare, această pasiune care vă transformă viața, ați vrea să o materializați într-o relație de lungă durată, într-o chestiune, uite, la locul de muncă, pentru unii dintre voi. Vreți să munciți, eventual, ca să manifestați stabilitate în, eu știu, știți voi ce. Hai să vedem energia generală pentru numărul 3 în această perioadă, energia generală. Energia generală pentru numărul 3. Energia generală pentru numărul 3. Acum de lună nouă și
așa, 8-a, 8-a. Și perioada următoare. Energia generală, 2 de băte și la voi apare 2, într-o formă sau alta. Iar casa, magicianul, să manifestați întâlnirea cu sufletul pereche, într-o formă sau alta, să vă bucurați de prieteni. După ce ați așteptat unii dintre voi, clarificăm 2 de băte. 2 de băte, energia generală. Sunteți la o răscruce de drumuri, era să zic de vânturi. 2 de băte a fost clarificată de împărăteasa și 6 de băte. Dacă alegeți drumul corect, vă duce către victorie și abundență. Clar, că o fi finanțe, că o fi ceva, da? Pentru unii dintre voi apare un personaj spectaculos. Nu era Marea Preoteasă, probabil că și spirituală persoana. Sau este misterioasă. Dacă nu e spirituală, este misterioasă și nu o înțelegeți. Apare un personaj care va atrage atenția pe acest și veți fi puși într-o situație în care va trebui să alegeți acest personaj sau acest... Da. Dacă e o victorie, va trebui să alegeți. Da? Direcția în care mergeți. Spre abundență, victorie sau direcția în care sunteți. Că ați așteptat, uitați? 7 de monede, ia uite. 9 de băte, unii... Ați așteptat într-o privință, într-o relație, poate să fie și relația la locul de muncă, energia acestor cărți, energia generală. Energia generală pentru numărul 3. Vă rog frumos, energia generală pentru numărul 3. Asta? Licuriciu. A zis că cineva va atrage atenția. Poate că această intersecție de drumuri vă scoate din întuneric pentru unii. Interesant că și aici parcă se crapă de ziua sau apare un trăsnet și împrăștie norii. Cineva, da? Cineva apare ca o lumină pentru voi. Posibil împărăteasa, 6 de băte și vă arată drumul. Interesant, vă arată drumul către victorie, către abundență. Nu e obligatoriu să fiți cu ei sau că veți fi cu voi, veți fi împreună, nu e sigur. Dar acest personaj vă arată o nouă direcție. Ia uite, unicornul. O nouă direcție în care și cobra care e profesorul spiritual pentru unii. Personajul poate să fie foarte straniu cu unicornul, să vă arate, să vă învețe să vedeți lucrurile, să anticipați lucrurile. Hai să vedem cum trebuie să fiți voi în această perioadă. Cum trebuie să fiți voi în această perioadă, numărul 3. Acest personaj unicornul, nu doar că vă învață că era cobra care e profesorul spiritual, nu doar că vă atrage și din punct de vedere sexual, dar e conectat la alte dimensiuni. Acum să-mi continui ideea, da? Aveți voi cum trebuie să fiți? Trebuie să fiți blânzi, da? Și puternici, mielul și bivolul. E un trăsnet, e o lumină. Am zis, apare ca un trăsnet acest personaj sau vă face lumina. Acesta poate să fie și profesorul. În aceste de cărți, bivolul este profesorul spiritual. Da? Care vine ca un trăsnet în viața ucenicilor sau celor pe care îi trezește la o nouă învățătură, la o nouă direcție. Da? Dacă apare acest personaj, posibil să fie diferență de vârstă, diferență de creștere profesională, spirituală și voi trebuie să fiți blânzi și ascultători. Da? Mielul în preajma acestui personaj, pentru că acest personaj muncește, e dispus să muncească cu voi în orice direcție ar fi, repet, profesională sau sentimentală. Și are experiență, are mai multe calități, 8 de pământ, da? Hai să vedem ce va experimenta, ce va trăi, ce vor trăi cei care au ales numărul 3. Mi-e cam sete. Mamulița, stai cu minte. Numărul 3. Mai amestec. O dată. De 2.
Uite, aia e extraordinar, tu, suflete perechi. Nu uitați că suflete perechi sunt și profesorul și ucenicul, da? Suflete perechi nu înseamnă că veți fi musai împreună, dar sunteți o perioadă de drum. Dar în această răscrucere apare un nou suflet perechi care vă arată noua direcție și ar putea să vă fie tovarăș de drum o perioadă. Ce frumos! Doi de cupe după ce ați așteptat. Am pus un pic de pauză, sper că nu se decalează sunetul pentru că mi-a fost sete. Hai să vedem numărul 3. Cinci de cupe. Da, erați la răscuce de drumuri pentru că ați regretat o pierdere, niște prieteni. Și nu ați știut că există acest suflet pereche, nu v-ați întors, ați privit tot timpul în trecut, la regrete, la pierdere. Și privind tot timpul la această poveste sau la aceste scenarii sau povești ce au fost în trecut, nu ați văzut că există suflete perechi, da? Care apar. Uite, a apărut acest doi de cupe, da? Vedeți? Soarele, ce frumos, apropo de... Că v-ați ales soarele, dragii mei. Și a apărut tot așa un mic soricel, dar licuriciu, ca un soare. În noapte. 8 de monede, posibil la locul de muncă pentru unii, dar nu obligatoriu. 9 de monede, 8 și 9, e frumos, e creștere, creștere, abundența asta. Victorile pe care le puteți avea. Judecata. Puf, ce frumos. Și 9 de cupe. Fantastic. Fantastic, la capătul setului de cărți, 10 de spade. Eventual, acasă, iau, te regele de... A apărut, da? Pentru unii nu obligatoriu. A apărut acest suflet pereche, într-un mod neașteptat, cavalerul de spade, da? Deși erați, aveați casă, erați căsătoriți sau aveați un loc de muncă stabil, da? A apărut. Și vă provoacă să judecata, da? Și 10 de spade, să ieșiți din morți, din aceste regrete. Vă provoacă să ieșiți din regrete, din suferință. Să renașteți, dragii mei, la viață, da? 10 de spade asta face, să renașteți la viață. E un personaj care vă inspiră, pentru mine 9 de monede întotdeauna inspiră. Preîmpărăteasa a apărut aici și în energia generală a apărut împărăteasa. Un personaj care radiază reușită, frumusețe, stabilitate. Nu e în cușcă, libertate, înțelepciune cu acest uliu, da? Intuiție vorbește cu acest uliu, da? Calități pe care le-a dezvoltat și pe care le poate preda mai departe prin acest bivol, da? Poate să fie un profesor spiritual, un ghid sau un personaj care vă inspiră. Posibil această întâlnire să fie la locul de muncă, pe dar nu obligatoriu, da? Sau să trebuiască să munciți și voi, da? Personajul vine, vă inspiră, da? Vă usucă lacrimile acest soare dogoritor, această căldură, această pasiune. Da? Și vă inspiră să munciți, să vă transformați viața. Și să ajungeți eventual la independență, la o variantă mai bună a voastră, chiar dacă nu independență, poate să fie o variantă a voastră superioară. Da? Vă inspiră să renașteți din morți, cum am zis mai devreme că am zis 10 de spade, și să vă iubiți, nu? De cupe se iubește, să sperați. Oricum, acest personaj pare că este tot ce v-ați dorit. Pare că este tot ce v-ați dorit. Frumos, frumoasă, muncitoare, inteligentă, radiantă, vibrantă. Hai să și clarificăm. Clarificăm 5 de cupe pentru numărul 3. Dacă voi simțiți că voi sunteți aici, voi aveți acest efect față de cineva care plânge. Vedeți pe unde sunteți. Clarificăm 5 de cupe, te rog frumos. Interesant. Regina de cupe și 10 de cupe. Am senzația, așa simt, iau, de decepții. Sunteți decepționați în căsnicie sau în familia în care v-ați născut, la capătul setului de cărți, la 3 de spade și
marele preot, decepționați de cultura în care v-ați născut, de tradițiile în care ați fost crescuți, da? Educația pe care ați primit-o, decepționați eventual de familie a voastră sau partenerul vostru de viață. Și aici este adevărul, trezirea despre care am zis. Cineva vine să vă inspire la ieșirea din tac, ieșirea din tradiții și călătoria către stea, către destinul vostru și nouă de cupe. Știți că pentru mine este steluța, da? Speranța. Aici 5 de cupe. Dacă sunteți voi regretând ceva, plângând că nu am parte decât de decepții, da? 3 de cupe, da? Vărsate, nici măcar pline în picioare și 3 de spade. Și acest 3 poate să fie și în familie și la locul de muncă și oriunde. Dacă ați tot plâns și nu ați... Unii dintre voi v-ați pierdut speranța că există un suflet pereche pentru voi. Iaca, da? Ați visat un suflet ideal care vă iubește necondiționat, cu care puteți să fiți fericiți, regina de cupe și 10 de cupe. Aveți idealuri în alte, poate, cuvinte. Iaca a venit soarele. Hai să și clarificăm. Soarele, nu contează zodia. Cineva vine să vă încălzească viața. Clarificăm soarele. Oricum, mare succes la locul de muncă pentru unii dintre voi. Clarificăm soarele. Încă o dată. De două ori. De trei ori. Regele de spade. Ce interesant. Uite-și la capătul setului de cărți, justiția și 2 de cupe, că sunteți voi aici, că sunt ei, vedeți unde sunteți. Da, posibil vi se echilibrează viața prin acest suflet pereche, se face justiție divină, dar poate să vină și o nouă pasiune, da? La drum. Dar, repet, dacă nu e obligatoriu să fie pasiune, poate să fie ceva care vă cheamă la viață. Cavalerul de bâte vă cheamă la viață. Și vă cheamă să vă echilibrați un pic cupele, să vă umpleți cupele cu alte cuvinte, pentru că până acum ați plâns, voi sau ei, repet. Ei, cineva din viața voastră. Regele de spade și soare. Posibil cineva cu marcaș cu soare în semn de aer. Nu obligatoriu, dar posibil. Sau? Cu inteligență. Oh, da! Un personaj extrem de original, de inteligent. Trecând peste zodii, lăsați-le zodiile în pace. Că se pot potrivi sau nu se pot potrivi. Un personaj cu o inteligență sclipitoare, uimitoare, genială. Adică, cu alte cuvinte, este idealul acesta pe care l-ați plâns și nu l-ați avut, da? Pentru că nu vorbim, idealul nu ține doar de, da? 10 de cupe, nu înseamnă musai, emoții. Înseamnă că aveți de toate. Aveți un personaj care e și sensibil, și inteligent, și creativ, și protector, da? Fără un personaj, regele de spade. Wow! Brilliant! Brilliant! Balanță văd în mod special, poate să fie și vărsător. Am văzut, l-am dat regele de spade, cavalerul de spade, poate să fie și geamă, deși încă n-am văzut așa multe semnale pentru gemeni, dar multe semne de apă, iarăși, marcaj intens în pești și în scorpion. Pești și scorpion, poate să fie și rac. Inteligență sclipitoare. Asta o simt acum. Bărbat, femeie, nu contează. Poate să fie, dragii mei, pentru că e împărăteasa. Împărăteasa care înseamnă pentru mine abundență, creativitate, da? 9 de monede la fel. Un personaj și 10 este... și nu 10. Soarele este și foarte creativ. Pentru mine soarele este și un artist. Poate să fie un artist foarte inteligent, foarte original. Artist, artistă, da? Acum, ce înseamnă artă? Că ține de poezie, că ține de muzică. Muzica ar putea să ține și de spade, nu? Că da? Sunt sunete, nu? Că ține de vizual, pentru că spadele sunt îndemânatice. Variază. Pentru unii poate să fie și un personaj foarte creativ. Wow! Un personaj important, ce mai simt? Soarele și regele de spade, un personaj foarte important, într-un fel sau altul, sau care va fi important. Eventual, dacă voi vă simțiți aici, regele de spade și 5 de cupe, variază,
mai sobri, mai pesimiști, mai analitici, acest personaj cu soarele și cu regina de cupe și 10 de cupe, vi se potrivește mănuși într-un fel sau altul. Vi se potrivește din punct de vedere intelectual, pentru că, repet, sunt foarte creativ, dar și sensibil, adică vă hrănesc mentalul acela uscat din cauza logicii și rațiunii. Mentalul, dacă nu este conectat la suflet, ne duce de râpă, să știți. În fine, clarificăm 8 de monede. Ia uite, regina de monede. Am zis, personajul foarte creativ. Foarte creativ, frumos, poate cam mândru, dar, pe de-o parte, și voi învățați să... Cine este aici care trebuie să învețe? Aici regele de spade și soarele poate să fie și profesorul, da? Cine este în poziția în care trebuie să fii sincer, da? Ca să înțelegeți dacă voi aveți de învățat de la cineva sau urmează să... Da? Învățați de la cineva. Cine este în poziția de a învăța, trebuie să muncească mult ca să ajungă în postura de regină de monede. Adică să-și descopere valoarea, să materializeze un succes. Un succes sau mai multe. Rămâne de văzut. Să materializați un succes interesant. Unii dintre voi plângeți, poate unii sau ei sau voi, plângeți după o căsnicie care aparent a fost ideală și n-a fost până la urmă ideală. Da? Și vă doriți să vă vindecați, vă doriți pe cineva care să vă înțeleagă acest ideal și cu care să împliniți acest ideal. Și se pare că apare, înțelegeți, apare. Dar trebuie să munciți. Ia mai dăm o altă carte ca să le citești împreună. Clarificăm 9 de monede. Că mai am niște mesaje care vin 9 de monede. A fost clarificat de 7 de cupe. Aveți opțiuni? Visați, interesant. Unii dintre voi visați la acest personaj, îl știți, o știți deja, o știți, visați. Dacă sunteți într-o căsnicie pentru care munciți toată ziua, visați la acest personaj. Strălucitor, empatic, plin de culoare, vibrant, inteligent. Și aici este. Acest personaj vă scoate din însingurare. Vă arată destinul, este steaua, steaua licuriciu, vă arată destinul, vă arată noi perspective într-o viață plină de sacrificii. Clarificăm judecata. Da, de două, de trei. Judecata 2 de spade aici. Ce frumos a fost clarificat. Trebuie să vă gândiți, voi sau ei. Trebuie să vă gândiți bine. Pentru că nu este ușor când intră cineva așa de strălucitor în viața voastră, da, pentru că aici este, junglați între relații karmice, între suferință și dorința de a arăta cât de puternici sunteți, poate să fie și orgoliu vostru și a altora, da, și totuși se schimbă, trebuie să se schimbe energia. Clarificăm 9 de cupe pentru numărul 3, numărul de cupe, o dată, de două ori. E valetul de bute. Aici este. Acesta nou, de asul, nu, tot zic asul, dar poate că acum deja se manifestă aici. Ce citim noi este manifestarea asului și valetul înseamnă prima manifestare a lui. Ideea aceasta originală, clar, creativă, clar, cu valetul de bute, care va aduce succes, va aduce euforie, va aduce speranță, vă arată că puteți să străluciți într-un anume fel, dar trebuie să alegeți, iau-te.
Într-un final, cred că veți alege, pentru că începe talarea cu doi de băte și se termină cu valetul de băte. Alege să vă iubiți, alege să creșteți, nu înseamnă spiritualitate, să creșteți și financiar, și profesional, și sentimental, și spiritual. Alege să creșteți și eventual veți alege personajul de care vă veți simți atras, soarele acesta și regina de cupe și 10 de cupe, care vă creează multă, vă copleșește din punct de vedere emoțional. Da, așa, o stare de beatitudine. Deci, și la capătul setului de cărți, iar regele de monede pe care l-am mai văzut, care trebuie să se tempereze și să se gândească ce face. Ia această oportunitate? 5 și 4, ia această sau va regreta? Aici este gândul său. Pentru această oportunitate, pentru această nouă dragoste și acest soare, personaj deosebit, da? Nu contează zodia, s-ar putea să trebuiască să lupte. Asta e. Regele și regina de monede. Dacă munciți în această nouă direcție, vă puteți crea stabilitate. Poate să devină partenerul vostru de lungă durată. Cinci de cupe. Unii dintre voi plângeți pentru că, repet, ați avut un ideal și nu s-a manifestat până acum. Și vreți să vă vindecați, regina de cupe, înseamnă și vindecare. Vreți să vă vindecați de această suferință. Dar, dragii mei, vindecarea de fapt ce înseamnă? Înseamnă să se manifeste acest ideal și se pare că se manifestă pentru unii dintre voi. Dacă ați pierdut pe cineva foarte drag sau s-a pierdut această dragoste în timp, va reveni într-o formă sau alta prin altcineva. E un citat pe care îl... Rumi zicea, nu plânge ceea ce pierzi, pentru că ceea ce pierzi va reveni sub o altă formă. Poate să fie și într-o... Da, sub o altă formă. Ai pierdut un personaj drag, va veni un alt personaj drag la un moment dat, când vei fi pregătit. Da? Când vei fi pregătit. Aici este. Și voi aici, dacă sunteți voi aici plângând, trebuie să vă vindecați, regina de cupe, trebuie să vă vindecați de lacrimi. Trebuie să rămâneți cu sufletul deschis ca să manifestați această fericire. Pentru că voi aici sunteți. Dacă voi sunteți aici logici, regele de spade și 5 de cupe, într-o relație, într-o căsnicie în care munciți, 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 da? Trebuie să vă vindecați iar și să manifestați idealul, pentru că și regele de spade își dorește fericirea, și regele de spade și oamenii raționali își doresc fericirea. Ar fi absurd. Suntem creați, apropo de soare, de creație, să ne dorim fericirea. Chiar dacă viața e grea. Dar cineva vine în viața voastră și vă învață cum să manifestați această fericire. Și ce vă arată, vă rog frumos, ce vă va arăta? Analizați pendelete. Analizați pendelete ce vă va arăta. Nu neapărat să despicați firul în patru și să găsiți defecte. Nu, analizați. Chiar dacă poate nu înțelegeți. Pentru că văd 7 de cupe și preîmpărăteasa și 9 de monede. Iar personajul care inspiră. Încercați să vedeți dincolo și de iluzie și de vis. Să vedeți că se poate realiza ceva deosebit. Aveți în această opție, toate opțiunile pe care le aveți, puteți să fiți ceva, un personaj deosebit singur sau împreună cu, eu știu cine o fi. Unii dintre voi, domnilor, visați la această doamnă. Foarte, foarte specială. Dar în continuare, repet, analizați, dar nu analizați pur logic, lăsați-vă intuiția, sau mai bine zis, lăsați
ghizii spirituali, îngerii să vă ghideze. Aici e 20 și aici este 2, 2 și 2. Și începem iar cu un 2. Iar un moment de alegeri. Deci nu analizați, repet, doar rațional, ci ascultați intuitiv. Ce vă șoptește și inima, pentru că inima aici dorește ceva și dacă nu ascultați, s-ar putea să regretați aceste. Dacă nu vă ascultați inima, s-ar putea să regretați toată viața. Dacă veți alege renașterea, dar aici este o alegere, da? În tăcere, da? Dacă veți alege renașterea și să acționați intuitiv, vă puteți manifesta, că de fapt valete e o manifestare, dar puteți manifesta fericire, pasiune, într-o nouă direcție, orice poate fi această nouă direcție, repet, poate să fie și profesional, că am văzut multe monede, dar poate să fie și sentimental și spiritual. Începe să sperați. Da? Și nu e vorba, nu că vreau să sper, vreau să realizez. Păi da, ai potențial, dar depinde ce alegi. Să stai în regrete? Unii dintre voi, dacă voi sunteți aici plângând, este o oarecare teamă că ați pierdut ocazia cu cineva, dar acest personaj am senzația că revine sau chiar dacă nu revine, radiază atât de puternic încât vă atrage în continuare și vă obligă. Vă obligă să-i alegeți. Pentru că n-ai cum. N-ai cum. Vedeți pe unde sunteți. Interesant că a apărut soarele și v-ați ales tot soarele, da? Dar orice ar fi, cine ar veni sau ce șansă a vieții voastre din punct de vedere financiar, profesional, ar veni, analizați-o bine, repet, nu doar logic, ci și intuitiv, va trebui să munciți pentru persoana sau pentru oportunitatea respectivă, va trebui să munciți ca să o manifestați la modul cel mai înalt, să o puneți în practică, să-i dați valoare. Și vă veți bucura. Da? Valetul de bute și 9 de cupe. Poate pentru unii dintre voi e o chestiune care ține de copil, de maternitate, iar trebuie... Acum a venit mesajul, acum îl transmit. Da? Că e un copil de al vostru care are un succes, că... Veți afla că veți avea un copil, iar cu valetul de bute, da? Poate să fie copil în zodia leului sau în zodie de apă. Acum aflați și se va naște undeva în perioada peștilor, da? Sau eu știu când. Da? Iar poate să varieze pentru unii. Însă, cam acestea sunt mesajele. Fiți cuminți și învățați de la cine are să vă transmită o experiență nouă de monede, o, da, nouă de monede, regina de monede și bivolul. Cineva are o experiență specială într-o anumită direcție și trebuie să-i ascultați. Regele de spade ascultă și analizează. Nu zic că voi nu aveți experiență sau că sunteți mai proști. Doamne, ferește! De o schimbare de direcție. În care trebuie să învățați cum se călătorește pe drumul ăla, ce trebuie să vă pregătiți. Una e să te duci la Antarctica și alta e să te duci în deșert, da? Cam atât, că se termină bateria. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ne mai auzim, da? Pa, pa!